Miercuri 11 mai, echipa de handbal feminin HCM Roman a disputat în deplasare de la ora 18 la Craiova, manșa unică din sferturile de finale ale Cupei României împotriva SCM Craiova. Handbalistele romașcane antrenate de Florentin Pera și Viorel Lazar au dispus de echipa din Bănie, învingând cu scorul de 28-23 la pauză 13-12 în favoarea HCM Roman. Felicit jucătoarele, felicit conducerea tehnică pentru maniera în care au pregătit acest meci. Este o victorie foarte frumoasă a HCM Roman. E foarte bine că am reușit să ne calificăm în Final Four-ul României și iată, suntem din ce în ce mai aproape de celei de-a doua jumătăți a obiectivului, și anume accederea într-o cupă europeană pentru al treilea an consecutiv. Este o victorie extraordinară, este o victorie muncită, este o victorie care consfințește până la urmă parcursul bun pe care l-am avut în Oltenia de-a lungul ultimilor 3 ani, drept pentru care încă o dată felicit jucătoarele și conducerea tehnică. Astfel, HCM Roman s-a calificat în semifinalele Cupei României, turneu de tip Final Four, care se va disputa la finalul săptămânii viitoare. Un joc extraordinar de bun făcut de echipa noastră, o mobilizare exemplară. Încă o dată am dovedit că formăm o familie, formăm o echipă unită. Mă bucur că al treilea an consecutiv, împreună cu aceste fete și cu cei din conducerea clubului care ne-au susținut, am, fără de care nu am fi reușit să ajungem aici. Am muncit și rezultatele sunt pe măsura muncii și abnegației fiecăruia din acest colectiv. În sezonul trecut, HCM Roman a fost eliminat în optimile competiției de Dunărea Brăila cu scorul de 16-13. În 2014, HCM Roman a ajuns până în finala Cupei României, fiind învinsă de campioana de atunci, HCM Baia Mare, cu 23-21.